Ne împrumutăm la cele mai mari dobânzi din istoria României și la cele mai mari dobânzi din Europa. Iar PSD-ul, din păcate, nu vine cu nicio explicație după ce luni și ani la rând au criticat împrumuturile pe care le făcea PNL-ul. Joacă în același film. Ar fi mult mai simplu să vină să ne spună adevărul. Să ne spună, prieteni, noi nu mai ne putem conduce singuri. Trebuie să ascultăm de niște ordine, și ar fi mai corect, mai cinstit așa. Dar știi ce uh, ar însemna asta? Ar însemna că uh, lumea le ar zice, la modul direct, bă, dar nu vreți să vă dați voi la o parte dacă tot nu conduceți? Bă, dar nu vreți să vă mai încasați salariile dacă tot nu conduceți? Asta e marea capcană. Ei nu pot să fie sinceri, să ne spună că nu mai pot să ia decizii în România, pentru că în secunda 2 li se vede inutilitatea. Plecați, mă dracului, din Parlament de acolo. Nu luați 5.000 de euro pe lună. Și vă mai pune și toate amantele, neamurile, nepoatele, nepoții, vecinii, vecinele. Vi le angajați consilieri, fie la București, fie la cabinetul parlamentar din provincie. Ne costă 10.000 de euro pe lună, minimum, minimum, un parlamentar de ăsta, pe lângă alte de contracte. Dar, nimic. Care... nimic, dar nimic. Și mulțiți asta, rotund cu 500, să lăsăm că... Mai, dacă punem și personal auxiliar de nu știu câte mii de oameni de pe la uh, Parlament și toate astea, îți dai seama unde ajungem. Da la ministere. Da la ministere cât sunt. Tu îți dai seama? Deci cât de mult ne costă niște demnitari inutili. Inutili. Ei n-au nimic de spus în fața Uniunii Europene, se apleacă în fața funcționarilor de acolo. De ce mai mergeți mă și consumați biletele consumat săptămânal 700-800 de euro un bilet dus întors care nu merg la business, mai sunt care merg la business. Da? Săptămânal. Asta înseamnă pe uh, lună, hai să o luăm 3000 de euro ca să nu mă duc mai sus decât tata. Da? Ei în Parlamentul European au diurnă în fiecare zi câteva sute de euro. Au salariile 70.000 de euro. Apoi mai angajează, ea până la incidență, cheltuieli 25-30.000 de, de euro pe lună. Deci ajungem la 35-40.000 de, de euro pe lună un europarlamentar. Ca să ce? Ca să nu facă nimic? Ca da. să nu aibă nimic de spus da. în fața funcționarilor da. Uniunii Europene? Și mai rău să încurce. Mai rău să ne facă de râs? Ne fac, pentru că sunt și alți europarlamentari, că am văzut, care luptă, domne, acolo. Da. Luptă pentru țărișoara lor, să bat polonezii, ungurii, dăi, hei.